Aoleu, ce să mă fac, cum să le mai scot la cap? Mă vorbesc gurile rele, eu nu dau doi bani pe ele. Aoleu, ce să mă fac, cum să le mai scot la cap? Mă vorbesc gurile rele, eu nu dau doi bani pe ele. Da, mulțumim lui Dumnezeu, s-a și întâmplat inevitabilul. Din fericire pentru toți colegii mei de la ansamblu, probele au fost trecute cu brio, așadar suntem toți cu examenul luat. Ce notă ați luat? 100 de puncte. 100 de puncte au fost, 100, punctaj da. Maxim. Da, punctaj maxim. Se putea altfel? Am câștigat, da, ansamblul va fi comasat, deci rămân. Mi s-a mărit salariul, cum am cerut de la 1 noiembrie. Înainte de a se finaliza procesul, au avut loc examenele de grad și am promovat. Vorbim de examenele de grad profesional. Eu i-am dat în judecată pentru că am fost evaluat cu bine. Domnul dirijor și doamna manager mi-au dat doar bine. Eu am contestat că am considerat că merit foarte bine. Au făcut o comisie la nivel de ansamblu și care mi-a dat calificativul foarte bine. Doar că doamna manager nu a ținut cont de asta, așa că i-am dat în judecată. Pe acel calificativ am câștigat. Nu m-a dezavantajat cu nimic, nu m-a avantajat cu nimic. Dar am făcut-o din orgoliu, pentru orgoliul meu. Dacă mă întreb, cred că asta era o răfuială. Dar acum nu mai e niciun manager la noi, am și scăpat de stres. Niculina, citesc prin presă faptul că Constantin Enceanu, colegul tău de la ansamblu, a mai câștigat un proces, respectiv cel în care se simțea nedreptățit pentru faptul că i-ați dat doar calificativul bine la examenul de grad profesional. Înțeleg că a câștigat acest proces, așa susține dumnealui, și a primit ceea ce merita, respectiv foarte bine. Care este adevărul? Îmi pare bine că te aud și că m-ai contactat. Păi, să o luăm așa sistematic, am și eu articolul în față și o luăm pe rând, da? Și spunem prima minciună pe care o spune domnul Enceanu este că noi am fost în instanță. Că ne-am întâlnit în instanță. Nu ne-am întâlnit niciodată în instanță, nu am fost prezenți niciodată unul lângă celălalt în instanță. Nu am eu să-i dau niciun ban, spune pe aici la un moment dat acest articol. El nu cu mine a avut această instanță, ci cu instituția. Nu a câștigat decât în prima instanță, adică aceasta este prima instanță. Nu a câștigat definitiv. Asta ce înseamnă? Că faceți recurs? Instituția, sigur că da, are avocați angajați și prin lege trebuie să se apere și să meargă mai departe, să se facă apel și să meargă până la ultima instanță și atunci când va rămâne definitiv, abia atunci poate să vină și să spună că a câștigat. Mai spune în articol, se referă la promovare. Nu, în acest dosar nu este vorba despre promovare. Acela este alt dosar. El a făcut două acțiuni în instanță pe instituție. Despre promovare a vorbit, despre acest dosar în care e vorba de fișa de evaluare nu a vorbit. Este prima dată când vorbește. Fișa de evaluare conține niște parametri care sunt analizați de către șeful de secție și nu de manager, altă minciună pe care o spune. Managerul nu are dreptul prin lege să evalueze angajații, doar șeful de secție. Deci are niște parametri care sunt analizați. Da, acești parametri... El susține că domnul dirijor și doamna manager... Nu, mi-au dat doar bine. Tu ai făcut parte din această comisie? Nu.
Nu există o comisie. Mă rog. Atunci când este evaluat, te evaluează doar șeful de secție, cel care și-a desfășurat activitatea alături de tine pe parcursul anului în care ai fost evaluat. Managerul nu evaluează. Deci nu i-am dat eu, ci i-a dat șeful de secție. Cine e șeful de secție? Nicolae Drăghia, dirijorul instituției. Uh-huh. Sigur că da. Bun. Acești parametri, așa cum spuneam, cuprind analiza profesională a ta și analiza comportamentală. La ce face referire cea de-a doua parte? La felul în care tu te comporți în instituție, cu șeful tău ierarhic, adică cu șeful de secție, în instituție, la felul în care reacționezi vis-a-vis de acțiunile instituției, de ce ți se cere să faci, de activitățile în care ești implicat, de comunicarea ta, de disponibilitatea ta, toate lucrurile acestea conform fișei postului. Nu pentru că vrea șeful de secție, ci pentru că așa este prevăzut în fișa postului și așa spune legislația. El nu a avut aceste disponibilități și nu a avut un comportament adecvat vis-a-vis de această analiză și ca atare a primit calificativul bine pentru comportament. La ce faci referire când spui că n-a avut un comportament adecvat? Concret, ce a făcut Enceanu de n-a meritat foarte bine? Lucrurile astea sunt, eu nu le pot spune în detaliu acum pentru că nu cunosc activitatea. Așa cum spuneam, managerul nu intră în atribuțiile lui să facă analiza activității. Bine, mă gândesc că mai vorbiți între voi acolo, tu cu domnul dirijor și vă comunicați lucrurile astea. Nu ți-a spus din ce motiv i-a dat bine? Sunt foarte multe motive pe care eu nu vreau să le dezvolt și pe care normal și firesc ar fi să le dezvoltăm în momentul în care această decizie va rămâne definitivă. Adică după ce instituția va face apel, da? Și instanța se va pronunța definitiv. Deci, încă o dată, calificativul bine primit de Constantin Enceanu în ansamblul folcloric Maria Tănase, de la șeful de secție și dirijorul lui, a fost pentru comportament, pentru nimic altceva. Nu s-a referit o secundă la pregătirea lui profesională, la el ca artist, ci la el ca și comportament în instituție vis-a-vis de cererile pe care trebuie să le îndeplinească conform fișei postului. Încă ceva vreau să spun. Decizia instanței se referă la procedură. Deci instanța s-a pronunțat pe procedură, nu pe evaluarea pe care el a primit-o. Evaluarea este aceeași. Instanța spune că procedura nu ar fi fost așa cum ar fi trebuit să fie îndeplinită. Da? Noi, ca instituție, spunem că procedura a fost îndeplinită. Vom vedea ce se întâmplă la instanța superioară. Da? Deocamdată, prima instanță spune că procedura nu a fost îndeplinită, că ar fi fost o problemă în procedură. Vom vedea ce se întâmplă. Nu intru în detalii pentru că nu fac decât să bulversez oamenii. Se referă strict la procedură, da? Deci nu are nicio legătură cu calificativul. Calificativul dat de șeful de secție, de dirijorul instituției, calificativul bine dat pentru comportamentul pe care l-a avut în instituție, este același. Instanța s-a pronunțat pe procedură. De altfel, acest comportament al lui are un istoric în instituție. El a avut probleme destul de mari și cu fostul dirijor, cu Nicu Crețu. Dar și lucrurile acestea vor fi, eu știu, detaliate la momentul potrivit.
acum, mergem mai departe, există manager interimar, pentru că eu mi-am dat demisia, așa cum se știe, există manager interimar în instituție și sunt convinsă că managerul va merge mai departe și va apăra instituția așa cum de altfel este deontologic și cum trebuie să se întâmple pentru o instituție și așteptăm decizia ultimei instanțe să vedem ce se va întâmpla. Da, vom urmări ceea ce se întâmplă în instanță mai departe și cine va avea câștig de cauză. Până una alta, înțeleg că acum sunteți colegi de la egal la egal. Cum stau lucrurile în momentul de față cu ansamblul Maria Tănase? Lucrurile se desfășoară foarte bine. Eu nu mai sunt manager de la 15, începând cu 15 ianuarie. Sunt pe post de solist vocal. Reprezint instituția cu aceeași mândrie, cu aceeași plăcere, cu aceeași dedicare, cu aceeași bucurie. M-am întors până la urmă la ceea ce eu am fost și pe perioada în care am fost manager, pentru că deși eram manager, eu eram și solistul instituției și făceam asta cu tot sufletul și cu tot dragul, pentru că eu asta sunt. Eu sunt solistă de muzică populară. Funcția de manager este doar dacă vrei, pentru mine a fost o formă de definisare a mea ca om. M-am educat pe partea administrativă, am învățat foarte multe lucruri și m-am schimbat foarte mult în anii ăștia în care am fost manager al ansamblului folcloric Maria Tănase. Instituția și la ora actuală își vede de drumul ei, procedurile urmează să se întâmple conform HCL-ului care s-a dat la data respectivă. Noi acum suntem pe activitate, suntem cu toții acolo, vom vedea ce va fi după 31 martie. Ți-ai revenit din șoc, pentru că știu momentul în care s-a luat acea decizie că a picat ca un trăsnet asupra voastră până la urmă. Viața merge mai departe. Sunt lucruri grele și lucruri dureroase și grave care se întâmplă în lumea asta sau care se pot întâmpla. Și cred că, cel puțin în ceea ce mă privește, eu cred că vreau să merg mai departe.